la conferința de presă care marchează debutul zilelor filmului chinezesc în România. 欢迎大家参加今天的记者招待会。这个记者招待会是在中国电影节开幕式之前举办的招待会。 Și acum îl invit pe domnul Tong Gang, viceministru al administrației de presă, radio, film și televiziune din China, să facă o scurtă prezentare a evenimentului. 现在我们请中国新闻出版广电总局副局长 Tong Gang 先生 介绍这次活动的简单情况。 尊敬的副部长先生、霍大使，各位新闻界的朋友们、女士们、先生们，下午好。 Stimate domnule secretar de stat, stimate doamna ambasador, stimați ziariști sau jurnaliști, bună ziua! 为庆祝中国和罗马尼亚建交65周年，由中国国家新闻出版广电总局和罗马尼亚文化遗产部联合主办了这次中国电影展的活动。Cu pentru a sărbători cea de-a 65-a aniversare a relațiilor diplomatice stabilite între China și România, administrația de stat pentru presă, publicație, radio, televiziune, film din China și Ministerul Culturii din România organizează împreună acest festival de film chinezesc. 这一次展映活动，我们共要放映5部中国影片。 În acest festival vor rula 5 filme chinezești. 其中十二生肖的主演陈龙先生今天也到场了。 Din care rolul principal al filmului Zodiile chinezești, domnul Jackie Chan, este prezent în această conferință de presă. 一代宗师的主演章子怡小姐也到场了。 Rolul principal al filmului Marele Maestru, domnișoara Zhang Ziyi, este prezentă la această conferință de presă. 这五部影片应该代表了中国目前的艺术制作水平和技术制作水平。 Aceste 5 filme reprezintă nivelul de realizare de film din China. 我们也希望通过这次展映活动能够沟通中国和罗马尼亚电影人之间的联络。 Noi dorim ca prin acest festival de film chinezesc să intensificăm comunicările dintre oameni dintre China și România în domeniul cinematografiei. 让更多的罗马尼亚观众了解中国人现在的生活。 Ca cât mai mulți români să cunoască viața contemporană a chinezilor de astăzi. 同时我们也希望这次活动能够促进中罗两国电影人的合作和交流。Totodată dorim ca prin acest festival de film chinezesc să intensificăm schimburile culturale dintre China și România. 我也不占用大家更多的时间了，谢谢各位今天能参加这个活动。Mulțumesc la toată lumea, nu mai ocup prea mult timp prețios. Mulțumim, mulțumim domnului Tong. Xie xie buzao. Și acum îl invit pe domnul Alexandru Oprean, secretar în Ministerul Culturii, să ne spună câteva cuvinte despre eveniment. 现在我们请罗马尼亚文化部副部长奥普良先生讲几句话。 Domnule viceministru, doamnă ambasador, distinși oaspeți, onorați invitați. 部长先生，大使女士，尊敬的来宾。 Așa cum și domnul viceministru a menționat, anul acesta sărbătorim 65 de relații diplomatice între Republica Populară Chineză și România. 正如刚才童部长讲的，今年是罗马尼亚和中国建交65周年。Astfel că un
eveniment de o săptămână, un eveniment cultural, aceste zile ale filmului chinezesc vin ca o normalitate, o stare de normalitate din perspectiva acestor relații pe care le aniversăm în acest an. Ministerul Culturii și implicit Guvernul României salută această inițiativă și de asemenea dorește încă de pe acum bun venit oaspeților noștri și o săptămână binecuvântată în compania filmului chinezesc. România Cultura și România Guvernul foarte hoaning această film展 de juban. În o zi de șezie nei, dacă poți sinsang dau zungo jingtai de impien. Filmul ca și produs finit al artei cinematografice a fost și rămâne întotdeauna un liant extrem de puternic între popoare. Un liant care ne apropie spre cunoașterea mai profundă a valorilor culturale, tradiționale și istorice ale unui popor. De aceea se cuvine mai mult ca oricând ca în această săptămână să ne aplecăm la o mai bună înțelegere a poporului chinez, a ceea ce el transmite prin universalitatea sa și de asemenea prin sensibilitatea filmului chinezesc. Asta nu face decât să apropie China de România, iar România să transceadă granițele europene și să ajungă la o conștientizare a sa pe mapa mond. 这样通过电影节的举办拉近了我们和罗马尼亚和中国的距离。 罗马尼亚作为欧盟的边界，也将在世界这个舞台上发挥它的作用。 Nu mai rămâne decât să vă mulțumesc pentru participare, să mulțumim artiștilor prezenți astăzi pentru performanța lor și pentru cariera acestora, iar publicului larg din cele trei orașe în care aceste zile ale filmului chinezesc se desfășoară o vizionare cât mai plăcută. Vă mulțumesc foarte mult! 参加这个记者招待会，同时感谢著名的国际影星参加我们今天的记者招待会。我相信，除了布加勒斯特之外，其他两个地方的观众也可以在这一周看到中国的电影。 谢谢大家。 Și acum am plăcerea să-l invit pe domnul Jackie Chan să ne spună câteva cuvinte. 现在邀请成龙先生讲话。大使，各位媒体朋友，大家好。在这边要谢谢两位部长，邀请我来参加罗马尼亚的中国电影节。Vreau să mulțumesc aici în mod special celor doi ministri care m-au invitat la acest festival de film chinezesc. 我是第一次来罗马尼亚. Pentru prima dată sunt în România. 我认识罗马尼亚呢是他们的运动. Cunosc România prin sportivii români. 体操. Gimnastică. Football. Soccer. 足球，网球，tennis，这就是我了解罗马尼亚的。Deci prin aceste miroase, am început să cunosc România. 今天从我一下飞机到我开车在马路上在酒店看见所有的影迷在跟我打招呼，我都很惊讶。Odată am coborât din avion pe drum spre hotel, de-a lungul drumului, fanii mei mă salutau și m-a surprins de aceste sentimente călduroase.
我也知道，罗马尼亚是第一个跟我们新中国结交的东欧的第一个国家，新一批的国家，第一批的国家，已65周年了。我希望在经济上面，除了经济上面，以后可以在电影上面，我们多多的交流。 România este una din primele țări din Europa de Est care au stabilit relații diplomatice cu noua China și mă bucur că se dezvoltă relații economice între cele două țări. Doresc ca și în domeniul în materie de cinematografie să intensificăm schimburile. 电影局把我的那个十二生肖带来，我希望你们喜欢我之外，也喜欢我十二生肖。 Deci festivalul a dus și filmul meu. Doresc ca pe lângă, dacă vă place de mine și sper să vă placă și filmul meu, Zodiile chinezești. 借所有的媒体还有所有的录影机。 在这边，我跟全国我的影迷讲一声谢谢你们，因为你们寄来的钱我也收到了。Prin intermediul dumneavoastră vreau să mulțumesc tuturor fanilor mei din această țară și vreau să vă spun că am primit banii trimiși de dumneavoastră mie. 你们寄来的钱是给我做慈善的。 Mi-ați trimis bani pentru caritate. 所以透过报纸。 还有录像，跟你们说声谢谢。 Prin intermediul dumneavoastră, presa scrisă și televiziune, să mulțumesc fanilor mei. Thank you so much. Love you all. Mwah, mwah, mwah. Big kiss. Mulțumim și noi. 我们也感谢。 谢谢。 Let me think. Bună ziua, Chavichas. Is that correct? 大家好，我是张子怡。Bună ziua, sunt Zhang Ziyi. 特别开心跟我们国家的电影局的部长领导们一块出访到罗马尼亚。Mă bucur foarte mult că am ocazia să fac vizită împreună cu conducerea Ministerului Filmului din China să fac această vizită în România. 也谢谢罗马尼亚方的领导们对我们的招待，谢谢你们。 Mulțumim și conducerii din partea României care ne-a rezervat o primire călduroasă. Mulțumim. 我9年前来过一次罗马尼亚，当时我没有看到太多的太阳，因为是在冬天。 Acum 9 ani am fost în România și atunci nu prea vedeam soarele, fiindcă era iarnă. 这一次再回来，觉得整个城市的变化特别的大。 Reîntoarcerea în România de data aceasta, am constatat multe schimbări urbane. 今天早上我有去参观Crystal Studio. Am vizitat astăzi dimineață Castel Studio. Castel Studio. 我看到这个拍电影的环境特别的好，很美丽的很大的敞篷，有很大的 water tank， 环境也很。 condiții foarte bune, atelier de făcut film. 很干净，很美好的一个环境。 因为在中国，我们在北京、在上海，在很多城市都有很漂亮的拍电影的地方。 La noi în China, la Beijing, în Shanghai, avem multe studiouri cu condiții foarte bune și frumoase. 所以当我看到这么美好的拍摄环境的时候，我很渴望有机会来罗马尼亚拍戏。 Odată ce am văzut și aici sunt condiții foarte bune de făcut film. Și doresc să viu în România să fac un film. 小的时候，对于罗马尼亚最美好的记忆都是从父亲嘴里告诉我的。关于有一部电影叫《多瑙河之波》，因为我们小时候看电影的机会并不是很多，都是父辈爸爸妈妈告诉我们。 每一个国家的一个代表作。 Când eram mică, nu prea aveam multe posibilități de a viziona un film.
despre frumoasele impresii despre România, îmi povestea tatăl meu. Doresc ca prin intermediul artei filmului să se dezvolte relațiile culturale dintre popoarele noastre. Adineori a pomenit filmul românesc despre care i-a povestit tatăl ei, Valurile Dunării. About the public, how do you describe the audience from 30 years ago? It's different from the public now. What's your opinion about the general public, the view of the cinema? Totally different. Even myself, these days, when you look at the cinema, it's a. Sometimes I'm myself is like a kindergarten kid, you know. When you look at the Avatar, when you look at the Transformer, I don't know how to shoot. When I visit James Cameron the studio, when I look at all the camera equipment, just amazing. So when I don't know this kind of technology, I make my Jackie Chan traditional action film. So when you see the 12 Zodiac, it's a action film. So sometimes the media, sometimes the film critic, sometimes the audience, they misunderstand what is the action film. Some action film is called technology special effect action film. Jackie Chan is a true action film. Two different kinds of action film. Are you calling Avatar is an action film? Or Transformer is an action film? No, that's a special effect. So these days, it's nothing impossible. When you're making a film right now on the set, what are we doing this? It's okay, special effect. What are we doing this? We see a people, doesn't matter, special effect. It's so easy to the old day, you know, in the old day, just like 20 years ago, when I look at the Steven Spielberg, the first time when I look at Steven Spielberg, then I said, how can you make the dinosaur, you know, with human moving camera together? Jackie, so easy. I just push the button. Then he asked me, Jackie, how you from this building jump to this building? For me, more easy, rolling action jump and hospital. It's totally different this day, but like this day, I really don't know how to make Avatar, this kind of movie. But I know how to make Jackie Chan traditional film. Yeah, so this is why I will continue to make this kind of true human physical film. Yes. Thank you. And the second question in Looper. Jeff Daniels. O să vă rog să puneți doar câte o întrebare, că sunt sigură că sunt mulți colegi din presă care vor să pună întrebări. Acum pot să... Ok, totuși. Te rog. Ok, in Looper, Jeff Daniels urges Joseph Gordon-Levitt's character saying, I'm from future, go to China. Nowadays, so many studios built studios in China, and everybody says the future of cinematography belongs... China. What's your opinion about this? It depends what kind of film you're going to shoot, what kind of location you're going to. Really, you want to go south and north, we have a different culture. So it really depends what kind of film, what kind of story. Like, why I'm 12 Zodiac, I have to go to Paris, because the story happened in Paris. And the action happened in Latvia. And I have to go to Latvia, and I have to go to Vanuatu. So it really depends on what kind of script you are, what kind of culture behind. Yeah. Mulțumesc. Era cineva în partea aceea, Sally? O singură întrebare, vă rog. Okay. Hello, my name is Catalina Bucur from DG24.
I have a question for you, Mr. Jackie Chan. You're here to promote the Chinese Zodiac, which you directed and also starred in. And I'm curious, how difficult is it to direct yourself and also do the whole action sequences? A lot of audience and the media, when I travel around the world, everybody asks me the same question. Probably for some people, it's difficult to do it. For me, so easy. I've been doing all my life. I've been making a film 53 years, since when I was 6 and a half. So that, you know how old I am. Still and well. Even on the set, I'm writing my own script. I'm the cameraman, I do the lighting, I'm a stunt coordinator, I do my own stunt. I do everything all those years. So for me, it's like a chef in the kitchen. I can do everything. You know, so a lot of people ask me, Jackie Chan, what kind of style you are? Somebody have this kind of style, this kind, people have this kind. I don't have style. I have Jackie Chan style. My style is jap soy, everything. Thank you. Mulțumim. Numele meu este Violeta Balion, sunt de la Monitorul de Vrancea, un ziar din provincie. O să vorbesc în românește, spre deosebire de colegii mei. Înainte să vin aici, am căutat pe Google despre amândoi actorii. Am intrat pe Wikipedia. Wikipedia. Mulțumesc colegului. Și am văzut că lumea, presa, internetul par să știe totul despre amândoi. 好像现在上网了，关于你们两位先生，他们都知道的，都大，世界上大家都很知道关于你们两个演员的一个经历。 Așa că întrebarea mea este ce anume nu știe lumea despre fiecare dintre dumneavoastră, ce țineți ascuns de ochii lumii, de ochii presei? 所以这一次你们来这里，我就想只有一个问题，他们网络什么不知道？ 什么您能保密的，就是我们想了解一下，就是这个什么保密的，什么他们还没有发现。Very difficult question. 很多不知道的就是，很多人不知道我有怪癖，我是 OCD A。 的 ADD， 我是有多动症，我很干净，洁癖。我睡觉跟打架一样的。When I sleep， yeah， 其实现在网络没有不知道，都知道了。但是现在网络没有不知道，都知道了。只有我自己一个人在房间的时候，他们不知道。但是他们不知道。我每天一出门口，全世界都知道我在哪里。非常恐怖。Very scary. You know, whenever I go, my eyes just, you know, 我们是一个 normal people, you know, normal people just like you, something. Sometimes, you know, sometimes you tired, you just do this. Then your assistant, there's a camera, huh? Where's the camera? Și atunci în momentul când ieșim și vedem unde este aparatul de filmat. You become a very nervous. Even in the restaurant, you have to go to the private room. Otherwise, you eating, people taking a photo. 1 second later, all over. Wow, Jackie eating. And also some the people, they don't like you, they put the photo like this. The people like you, they put the photo like this. It's very scary this day. Yeah, I just want to make it sure. I think the world is very open and it's become very small.
you know, when you came from China, you just took a plane and then you're here in Romania. So I don't think there's anything you can hide. Anyway, you know, if you're curious or you want to discuss, you know, or discovering something, you will always find a way to find out. So you just, you know, be yourself and do the right thing you feels like. No, sometimes there's no the right thing. The reporter already make the story. Yeah, but you got just when they ask you, Jackie, how is this? Whatever you answer, if they have the story, next day is different. And these days, so this is why we've been very scared. We hide in the home as possible. So I love to making a film. When I'm making a film, no news, no internet. Especially 4 months ago, I was in the desert. Wow, I'm so happy. There's no Wi-Fi, nothing. No, nobody get telephone anymore. Everybody discuss how do you make the good film. So this is why I'm willing to every day working. Or rather stay in the hotel. You see, wow, so many news going on, and so many rumors going on, and you don't know who are you trust. Yeah. Okay, my name is Liana. I work for the public television. I would like to know if you have any plans, any co-production with a Romanian, because you mentioned before that you've been to Castelfilm this morning. Are you interested in any collaboration with a Romanian company, Mr. Chan? Me? Yes. I just arrived. I just hear GE. She says there's a beautiful studio, everything. And when is interesting for you? I just hear for just couple like hours. One and a half hour, and 4 more hours. I fly back. I take 21-hour flight. I just stay here 6 hours. And tomorrow I have to immediately go to the set because. I never come here before. I'm interested about Romania, so this I come. I spend my half day holiday. I'm come here, and I try to see more. I want to find more. I would buy some book to look at. What's the good location for me to film in? You know, for GE is okay. You know, GE. You know, the beautiful car hotel for me. I would destroy the city. Boom, pow, explosion, you know, this kind of thing. You're things. A bomb. You like it? Okay, I'm come. As long as the government support me, I will come, really. Because we have a lot of, you know, car chasing, explosion, jumping to the building. When we jump in the building, we have to block the whole street. So this why, if you support, I'm come. My name is Iulia Blag. I work for Radio Romania Cultural. I would like to know, I know that you both of you were very cautious in working in Hollywood because there was the risk to be typecasted. And I would like to know what's your relationship with Hollywood recently. If you prefer to have Hollywood superstars coming and shooting in China, it was the case for you shooting in the desert with John Cusack and Eddie and Brody lately. And if you prefer to have Americans coming to shoot in China instead of you going to Hollywood and working with the studios, thank you. For me, it really depends the script. So we've been working on like some other script. Probably next one I'm going to London, and right next one probably go to Africa. Go, Gilma. Africa, Cape Town. So it really, really depends what kind of film, what kind of script. Right now we're talking about Shanghai Dawn, the Shanghai Noon, Shanghai Night, Shanghai Dawn. Probably go to Canada again or China. And Rush Hour 4, probably in Brazil. And because the Dragon Blade, it happened in China, so we're filming in China. And really, for me, I don't have a boundary. It really depends where I'm filming. I don't call. Yes, you're talking about 20 years or 30 years ago. I'm cautious. I want to go to Hollywood, but later on, you find out Hollywood is open. You have talent. You come in. You don't have talent. You're out. That's Hollywood. Yeah. How little? Good. That's good. Yeah, it really depends. Every day I get so many scripts from Hollywood.
Yeah, I just refuse. Right now I'm pick up the good script. 15 years ago. 15? When I was 19. Now I'm 35, so. Okay, 16 years ago. You're that old now? I'm still younger than you, okay. I totally made 21 movies, that's it. So for me, I've been really picky what I do. I always want to work with great team, good directors, and real roles. Hollywood for me is not a big attempting, you know, it's not just you hear it's a Hollywood movie, then you're rushing, you want to make it. I did one Memoirs of a Geisha, that's totally Hollywood product. I think why I picked that one, because there's a opportunity for you to show the world you're not just a, you know, a simple from China or from Japan. You're a real actor, you can act. I don't want people think we only can do jumping, kicking ass, or dancing. You know, it's different, me and Jackie. Jackie has his own style, and he made his whole world. It's Jackie Chan's world. Me is different, so I just want to do good movies. Doesn't matter where to shoot, in Romania or China or Hollywood. It really doesn't matter to me. 我是新华社的记者，我现在正在通过我在现场向国内的媒体转播你们这场活动。请问你们喜欢罗马尼亚的传统服装吗？穿的舒服不舒服？还有就是中国现在无论是从制片的数量、影院，还票房，都是一个电影大国。你们认为作为我电影的形象大使，你们认为应该怎样把中国电影从一个电影大国走向一个电影强国？谢谢。 英文，中文吧。Can you tell us the question, please? Can I in no. what? Yeah. I think it's very pretty, no? I like it a lot. I think Jackie looks good as well. Just inside that one, too small. 我不知道穿的对不对啊? Is it just one or two? I don't know. Huh? Jurnalista de la agenția Cando a întrebat cum se simt cei doi artiști, actorii când sunt îmbrăcați în ie românesc. 我这一次来，我身边的女朋友都说啊，他们的衣服很美，叫我多买一些带回给他们。 所以, m-am îmbrăcat în costum popular românesc. Mulți prieteni sau prietene m-au contactat și m-au rugat să cumpăr cât mai multe costume românești ca să le dau ca taruri. 回答您刚刚说的那个问题，其实我觉得我们是 作为一代年轻的演员吧，确实有使命感，就是希望自己选择的电影、拍摄的角色，包括我们传递的信心，都是一种积极的，一种可以代表现代中国的社会生活状况，包括我们的这种文化精神所追随的这种理念。 Agenția Cnanova m-a mai întrebat cum acești doi actorii de renume mondială, prin eforturile lor, să transforme China dintr-o țară mare de film într-o una puternică de film. Și domnișoara a zis că va depune eforturi, va urmări creații sau noțiuni noi, va depune eforturi pentru a atinge acest țel. Mulțumim, ultima întrebare, the last question, please. Dana Luțu, Canal D. Vreau să întreb... Nu știu dacă a terminat. I think Jackie wants to say something. Huh? 到我了吗?我都不知道现在是翻译呢还是... What's happening? 因为我们是从一个电影小国现在变成一个电影大国但是我
今天你说我们强不强，我们还没有强。 Noi am pornit de la o țară mică de film la una mare de film. Însă nu, încă nu pot să spun că suntem o țară puternică de film. 我希望我们不要大，也不要强，我们要希望我们会拍一个好电影，这是最重要的。 Nu urmăresc nici mare, nici putere sau puternică, doar să fac filme bune. Sau the last question. Vorbim de IE. Sunt mai multe modele din diferite regiuni din România. De ce acest model? L-ați ales din mai multe? Ați avut de ales? De ce Transilvania? Să dau în întregă România de minzu fuzuan. România minzu fuzuan e o hândo zon. Nimă vei să mă șuan șen de zon. Să nimă cum do zon lită șuan de năhă și ce-o gândi mă tigon la zon. 我是他给我看很多相片，我挑的。 Am ales după pozele furnizate mie. Yeah. They sent it to me the picture in China, then I said that one. Really? Next time, sure. You go with me, huh? Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru participare. 谢谢大家的参加。 谢谢大家怎么讲呢？谢谢大家。Much mess. Much mess. Much mess.